Frumusețea și inteligența promovează România. Acesta este motoul fundației Miss Queen, un ONG înființat de către o ploieșteancă stabilită de ani buni în Austria. Clara Popescu e convinsă că organizarea de concursuri de frumusețe și talent aduce multe beneficii țării noastre și pregătește tinerele pentru viață, dându-le în primul rând încredere în ele. Eu personal sunt inginer în economie și sunt consultant în afaceri. Deci consultant în afaceri și cu asta am încheiat capitolul ce fac eu, deci de acolo îmi câștig banii, locuiesc la Viena, trăiesc acolo, vin aici din când în când și pentru ce mă implic aici? Mă implic pentru promovarea doamnelor, da? Pentru promovarea femeii, da? Și să zicem așa, mi-am dorit întotdeauna ca și zona noastră să fie cunoscută, nu numai Prahova, toată țara să fie cunoscută și partea bună. Deci nu numai partea rea și partea bună. Femeile frumoase, locurile frumoase, gândirea românească, da? Sănătoasă, ospitalitatea românească și tot ce se leagă. De unde a plecat ideea concursurilor de Miss, având în vedere că dumneavoastră practic veniți... marketer. Eu vin din economie, deci eu sunt marketer și deci asta vinde. Deci marketerul vinde, e învățat să vândă, da? Și asta e, event managerul este un om care vinde evenimente. Eu acum sunt în fundraising băgată, asta nu are legătură cu banii. Deci e așa o chestie complicată, fundraising se ocupă numai cu strângerea de fonduri și ajutarea celor care nevoia și în general ajutăm fetele care au nevoie de câte ceva. Și acum suntem în traistă, ca să zicem așa, cu câteva perechi de pantofi, cu câteva rochițe, adică vă spun, deci venim mereu cu câte ceva de acolo. Cum găsiți fetele aici pentru aceste concursuri? Cum le căutăm? Vă gândiți cum le căutăm? Păi, în general, facem publicitate, ca orice, facem publicitate, mai căutăm pe Facebook, am neajutat și Dana de aici, cam asta, ziare, deci nu, n-am avut așa o promovare, să zicem, prin tot televiziune, poate ulterior, poate la anul mai. Acest gen de concurs îl faceți și în Austria. Da. E vreo diferență între fetele de acolo și fetele de aici? În ceea ce privește și frumusețea și inteligența. Noi în Austria lucrăm și cu diaspora românească, adică și cu fetele din România. Și diferență, tinerele sunt tinere peste tot, e aceeași mentalitate, nu mai este așa o diferență, deci doar diferență, să zicem, de, poate au mai multe complexe cele din România, dar în rest este și generația tânără, deci nu putem să le mai separăm. Poate că sunt puțin mai calde cele de afară, că sunt mai libertine. Adică îți spun mai repede ce au sau ce le deranjează. Adică mai repede aud de la ele decât aici. Aici stace și nu spune nimic și acolo îți spune mai repede. Vezi că eu îmi țin picior așa, adică ne fătui mai repede, îmi țin picior așa și așa să mă lași sau îl mut dacă nu-ți place sau adică nu de asta. Este o rampă de lansare pentru tinere într-o carieră, oricare carieră, un astfel de concurs de Miss? Eu cred că da, asta e părerea mea. Adică ținând cont că noi am avut în 2010 la Miss Austria pe Angeli Deva, care e un nume în Germania acum, am avut în România pe Andreea Dorobanțu, care este o cântăreață celebră aici, Alina Gheorghe, adică eu zic că au fost nume din toate domeniile, adică nu numai într-un anumit domeniu. Și mi-aș dori mai multe, multe lucrează în televiziune și mi-aș dori mai multe tot așa, în direcția asta sau în direcție socială, să se implice și ele la rândul lor în alte activități, dar care să aibă legătură cu promovarea femeii și promovarea locurilor de unde ele vin. Practic, prind încredere după un astfel de concurs. Eu așa cred și asta e și părerea lor, acum puteți să-l întrebați. Eu cred că dacă concursul este organizat ca lume, adică fără abateri, că până dacă facem abateri, că... Aici, în organizarea de evenimente, este la fel ca în orice altă meserie. Deci dacă nu au încredere în ele, atunci se simt crispate, dar ele trebuie să aibă încredere ca la doctor și în tine. Dacă au încredere în tine, atunci ele sunt mai libere și zic, domnule, putem să facem, pentru că asta nu ne dăunează, este bine și vom putea avansa sau putem să, măcar să luăm niște note mai bune la școală, că vom avea curaj să spunem ce avem de spus. Că, le trebuie să spună ce au de spus. E o generație tânără care are nevoie să spună
să spunem ce am de spus, pur și simplu. Ei sunt oamenii care vor construi România de mâine. Credeți că putem să intrăm cu fetele acestea frumoase și deștepte mai repede în Uniunea Europeană decât am putea intra cu altele, cu altceva? Dacă ziceți că sunt frumoase și deștepte, sunt de părerea noastră că putem intra, de ce nu? Adică nu e nicio problemă. Putem să fiecare folosește și deci ăsta e un avantaj. Și avantajul ăsta noi ar trebui să-l folosim, nu să-l aruncăm și nici să-l lăsăm așa, da? Deci sunt copii, creștem cu grijă, da? Părinții își cresc copiii cu grijă, fetele, și e și păcat să nu le scoată în față și să nu le lase să se arate. Dom'le, nu face nimic la un concurs de Miss, se prezintă pe ea, ne spune, ne transmite nouă mesajul ei și la toată lumea la care se uită și se poate descoperi acolo o vedetă de cinema sau o vedetă de televiziune sau o cântăreață sau pur și simplu după aceea are mai multă încredere în ea când își face curriculum vitae sau în povești de viață. În afară de concursurile de frumusețe, Clara Popescu este interesată și de promovarea sportului de masă. Și sportul de masă este iară un pentru mine este ceva foarte interesant, pentru că poate implica mai multe femei, deci pot participa mai multe femei și totdeauna femeile când se întâlnesc au idei bune și se simt și ele bine, antrenatate se întâmplă mai des și bărbații sunt alături și trebuie să le facă ca galerie. Și este chiar o chestie frumoasă, care n-am văzut-o în România până acum, da? Asta s-a întâmplat de curând la Breaza. La Breaza, da. La Breaza mulțumim acolo încă o dată oamenilor care ne-au ajutat, că au fost destui, dar au făcut galerie, domnii făceau galerie doamnelor care alergau, care copiilor, soțiilor, adică a fost interesant, da. Femeile ar trebui să fie mai unite în România, crede Clara Popescu, iar bărbații să nu le respecte doar ca mame și ca soții, ci și ca partenere de afaceri și colege competente. Corina Ungureanu, fosta campioană mondială la gimnastică, vrea să candideze ca independent la alegerile pentru Parlamentul European din 2014. Aceasta a demisionat din PSD și împreună cu echipa ei s-a mobilizat pentru a strânge cele 100.000 de semnături necesare pentru candidatură. Fosta sportivă crede că din poziția de europarlamentar poate face ceva pentru dezvoltarea sportului românesc. La bază sunt antrenor. Știu exact situația antrenorilor. Am fost sportiv, știu și situația sportivilor, știu și problemele existente în momentul de față. Lucrând și în administrație și ocupându-mă în special de toate programele pentru sportivi, pentru antrenori, nu m-am regăsit prea mult sprijin din partea părții politice. Nu am avut. Ceea ce am făcut până acum în ultimul an a fost prin forțe proprii sau alături, am avut alături oameni într-adevăr capabili tot din lumea sportului la nivel local. Fosta gimnastă, care de un an este consilierul personal al primarului Ploieștiului în probleme de sport, crede că va avea sorți de izbândă în acest proiect de una singură și nu într-un partid. Nu m-am regăsit niciun partid politic, ca și idei, ca și proiecte, ca și dacă vezi proiecte pentru sport pe termen scurt, mediu, lung, n-am regăsit absolut nimic și atunci mă arunc într-o competiție, sunt obișnuită cu astfel de competiții, voi vedea ce va ieși la final. Corina Ungureanu crede că sportul poate avea un rol activ în domenii precum turismul, sănătatea, educația, integrarea socială și culturală, latură ignorată până acum de toate guvernele României. Importăm mai multă ceapă decât exportăm. Aceasta este situația în primele luni ale acestui an, când România a importat peste 27.000 de tone de ceapă, usturoi și praz, în timp ce exporturile pentru același tip de legume au scăzut de 18 ori comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Producția de ceapă din țară a început să fie din ce în ce mai slabă de 3 ani încoace și mulți agricultori au renunțat să mai investească în culturi. Tanti Mariana din comuna Prahoveană Târșorul Vechi cultivă de ani de zile ceapa și pentru familie și pentru piață. E muncă multă, spune femeia, și de câțiva ani încoace se face așa de puțină că e nevoită să și cumpere câteodată. Dar ceapa cum ai ieșit anul ăsta? Prost. Cum? Mică? Nu, am pus-o de primăvară, dar nu a ieșit calitate cum se făcea, că dacă n-au fost ploi când trebuia, a început să usuce și când a mai dat ploi, nu s-a mai făcut ca lumea cum se făcea. De vânzare ați mai avut? Nu.
Dar altă dată? Altă dată făceam, ca lumea, nu se potrivește. Puneam mai mult spațiu ăsta de aici, așa mi-ajungea. Și vindeam și puneam și de sămânță, că trebuie să pui și de sămânță, ca să am, că la anul trebuie să am sămânță ca să fac arbagic, că dacă nu pui ceapă, nu se face arbagicul. Deci e mai multe etape la arbagic ca să faci. Da, zic, zi merge din ce în ce mai prost, adică din dacă ce culturi Dumnezeu, aveați. E, acum... Dumnezeu, bă, că anul ăsta e mai bun porumb. Dumnezeu ne-a mulțumit cu porumbul. Porumbul, bă, că dă randame. Și așa ceapă ați fost nevoiți în loc să vindeți mai mult să cumpărați? Cred că la iarnă cumpăr. Degeaba e cultură bună dacă dă mana, spun cultivatorii. Prea puțin, pentru că nu se mai face din cauza ploilor acide care vin. Și uitați, aici la noi pe... Nu prea să cultivă chiar așa multă ceapă, dar aveam de vânzare, ne descurcam familia noastră și, înțelegeți, dar cu exportul stăm mai prost pentru că nu s-a făcut anul ăsta. Acum un an am avut producție mai bună. Agricultorii care au producție cât să ajungă cu ea la piață se lovesc de alt impediment. Prețul cepei din supermarket este mai mic de cel de pe piață cu cel puțin 30 de bani la kilogram, dar producătorii români spun că nu-și permit să lase la preț pentru că nu și-ar scoate nici măcar cheltuielile de producție, fără a mai pune la socoteală și munca. Rafinăria Petrotel Lukoil informează partenerii că toate achizițiile de resurse materiale și mărfuri cu valoarea sub 10.000 de dolari fără TVA se vor realiza prin intermediul unui sistem electronic deschis de achiziții accesat pe site-ul companiei. Agenții economici care doresc să participe la o licitație desfășurată de Petrotel Lukoil S.A. trebuie să se înregistreze și să-și manifeste intenția de participare urmărind instrucțiunile de pe website. Pentru alte detalii puteți suna la numărul de telefon 0244 504 814. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți. Consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Marius Sersea, prefectul județului Prahova, a solicitat noii conducerea AJOFM Prahova să încerce să facă cursuri de recalificare sau perfecționare în meserii foarte solicitate pe piața muncii. După mai multe discuții cu patronatul din județ, Sersea a ajuns la concluzia că sunt căutate exact acele meserii pentru care școlile de meserii au fost desființate. Vă cum prea bine știți, am avut întâlnire cu mediul de afaceri destul de dese și mai ales în meserile astea cu caracter tehnic, unde erau cei formați în școlile profesionale. Deci, eu știu, sudori și altfel, lăcătuși, frezori, deci studii medii tehnice. În general, forța de muncă calificată în acest domeniu este precară, deci nu sunt resursele necesare. De dâns și au subliniat că nu mai regăsesc acei meseriași formați în școlile profesionale unde activitatea didactică să îmbina cu partea practică, deci dâns și când ieșeau de acolo, nu ieșeau mai cunoștințe teoretice. Efectiv, lucrau și la tehnica necesară în practică, știți, făcea practică. Acum, din păcate, aceste meserii nu se mai regăsesc în oferta de forță de muncă. Potrivit legii, AJOFM organizează cursuri de calificare și recalificare pentru șomeri. În afară de șomeri, există și alte categorii care pot face aceste cursuri gratuit. Este vorba despre persoanele încadrate în muncă la revenirea din concediul pentru creșterea copilului, persoanele care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacității de muncă după pensionarea pentru invaliditate, persoanele care își desfășoară activitatea în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizația de șomaj și care sunt înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, dar și despre persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate și care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.
AJOFM Prahova a început emiterea cardului profesional european în cadrul proiectului strategic național Cardul Profesional European – Soluție Europeană în căutarea unui loc de muncă. Proiectul vizează modernizarea serviciului public de ocupare prin introducerea unui sistem informatic complex ce are la bază cardul ca și instrument de autentificare. Cardul oferă toate datele despre experiența profesională a potențialului angajat în format digital. Deocamdată însă, companiile care fac angajări nu și-au cumpărat cititoare de card, astfel că, pe moment, cardul este inutil. Totuși, persoanele în căutarea unui loc de muncă, precum și persoanele care se află deja înregistrate în evidențele instituției, pot să devină posesorii acestui card, mergând la sediul AJOFM Prahova din Ploiești, strada Nicolae Iorga, numărul 1, județul Prahova.